Școlile din Timișoara ar putea trece de săptămâna viitoare în online, nu din cauza pandemiei, ci a frigului. Primăria nu poate să asigure banii necesari achiziționării combustibilului pentru obținerea agentului termic. În clase, temperaturile nu depășesc 14 grade Celsius, condiții în care, evident, copiii nu pot sta. Ovidiu Vărădeanu ne dă însă mai multe amănunte. Bună seara, Ovidiu, te ascultăm! Bun găsit, în acest moment elevii din 22 de unități de învățământ din Timișoara au fost trimiși acasă din cauza frigului din clase. Sunt peste 10.000 de copii și tineri care fac cursuri online, adică aproape un sfert din elevii din oraș învață de acasă. Șefii inspectoratului școlar spun însă că de săptămâna viitoare cursurile s-ar putea suspenda în toate școlile din Timișoara din cauza frigului din unitățile de învățământ. Singurele școli unde situația e ceva mai bună sunt cele în care elevii învață în containere. Acestea sunt încălzite electric. Reprezentanții primăriei Timișoara, cei care au în subordine societatea de termoficare, pe de o parte acuză greaua moștenire lăsată de vechea administrație, dar pe de altă parte recunosc că nu s-au aprovizionat din vară cu cărbune și gaz, iar acum, în miez de iarnă, prețurile au explodat. Mai mult, spune dealii locali, nu au nicio soluție pentru a rezolva situația și cer ajutor de la guvern. De altfel, până acum au primit deja 70 de milioane de lei. Datoriile societății de termoficare se apropie însă de 300 de milioane de lei, la care se adaugă amenda de 21 de milioane de euro primită ca urmare a refuzului administrației Dominic Fritz de a cumpăra certificate verzi obligatorii în cazul arderii cărbunelui pentru producerea energiei termice.